În a doua jumătate a lunii iulie, inspectorii sanitari veterinari au amendat 84 de unități de alimentație publică de pe litoral. Cele 430 de controle efectuate în stațiunile de la malul mării au scos la iveală nereguli ale depozitării și vânzării produselor în spații neaprobate sanitar-veterinar. Valoarea totală a sancțiunilor ajungând la suma de 174.000 de lei. Numai în eforie, inspectorii au dat o amendă în valoare de 4.000 de lei. În perioada 17-30 iulie, medicii Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Constanța, împreună cu inspectorii sanitari veterinari și pentru Siguranța Alimentelor, au efectuat mai multe activități de control. Au fost vizate 434 de unități din Năvodari, Mamaia, Eforie, Costinești și Mangalia. Echipajele de control au dat 84 de amenzi și un restaurant a fost închis. Prin intermediul Direcției Sanitar-Veterinare Constanța, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor pune la dispoziție numărul de telefon al comandamentului sezon estival 0786-577-007. Cei care sesizează sau obțin informații care privesc aspecte din domeniul siguranței alimentelor sunt rugați să îi contacteze. În urma controalelor s-au constatat neconformități cu privire la manipularea necorespunzătoare a produselor alimentare, comercializarea directă către consumatorul final a produselor alimentare în spații neaprobate sanitar-veterinar, nerespectarea normelor sanitare-veterinare privind întreținerea spațiilor de prelucrare, depozitare și valorificare a produselor alimentare, etichetarea și depozitarea necorespunzătoare a produselor alimentare.